curăsimia. Am văzut pe Facebook câteva comentarii răutăcioase despre mine și despre niște afirmații pe care le-am făcut când eram în concurs, în sezonul 2. Când am spus niște lucruri despre românii care au ales să rămână în țară. Au trecut aproape 2 ani, nu mi-amintesc exact, ce v-am comentat, să știți. Ce v-am comentat, dar m-am referit strict la românii pe care i-am cunoscut eu aici, în insula Rodos, sau românii pe care i-am cunoscut prin alte țări. N-am vorbit la general. N-am vorbit. Pentru că, să știți că aici, în insula Rodos, sunt foarte apreciați românii. Chiar sunt apreciați. Că zicea Geta că eu zic că fură și... Nu, care... Dumnezeu prea spune că acolo... Românii fur, fac, drec și aici. Zic, de ce ai venit tu aici dacă acolo? I-a venit pentru David, a spus de ce. I-a venit pentru David, da. Și dacă este aici așa rău, de ce au venit? La concurs. La concurs. Că zicea Geta că eu zic că fură și... Nu, care sunt în Italia, eu n-am fost niciodată în Italia. Doar care sunt în Italia, aceștia zic că fură românii și că omoară și că ce mai fac pe acolo. Aici nu. Aici, de câte ori se întâmplă câte ceva, de obicei nu se întâmplă nimica, dar, să zicem, de câte ori se mai întâmplă câte ceva, nu sunt implicați români. Niciodată n-am auzit, și stau de 14 ani, n-am auzit niciodată că ar fi implicați români în ceva. A fost acum vreo câțiva ani un caz, a fost omorât o fată, o studentă, dar nu au fost români implicați, nu. A fost un albanez și un grec, care sunt la închisoare. Chiar... Aici sunt în curte la mine la muncă, e foarte frumos, e verde, sunt flori, chiar îmi place. Și m-am uitat la niște video cu mine. Tristețea și iubirea se înmulțesc de la sine. Am văzut că făceam curat, chiar îmi place să fac curat. Acum nu vreau ca să ziceți că vorbesc cu invidie, dar la comportamentul care l-a avut și-l are Mia, eu nici nu am crezut că e așa apreciată. Cu cine ți-o da. Le place să fie jigniți români proști, români așa. Pe cum îți permiți, mă, să jignești țara ta? În limba tuturor țărilor, muzica rămâne cea mai mare distracție. Pentru unele mame însă, diaspora rămâne o problemă ardentă. Să mă împace, mă. Ce fugeroți. Că e bine, vai, bine, salarii mari. Salarii mari și de ce veniți tot în țară? Stați acolo de tot dacă sunteți acolo. Aș vrea să-mi pun întrebarea, ia de ce-o veni cu copilul aici, că acum chiar încep. De ce-o veni ea cu copilul aici dacă le merge așa de bine? Eu m-am oferit în casa mirea să-ți fac curățenie în bucătărie, mai făceam și în hol, doar în bucătărie. Am văzut cu mine când le-am dat deșteptare la fete, când nu m-au lăsat să dorm. Da. Am râs, să știți. Acum râd tot ce am văzut. Îmi provoacă amuzament. Nimic altceva. Absolut nimic altceva. Și am văzut și celelalte mame cum mă bârfeau. Și era la început, să nu ziceți că după câteva luni când te plictisești și n-ai ce să faci și te-a pus să bârfești. Era chiar la început. Eu mă dezvățasem de bârfești. Aici nu bârfește nimeni, cel puțin nu cei pe care îi cunosc eu. Nu. Că zicea Geta că noi dacă suntem plecați, avem bani și... Păi avem bani, dar muncim. Nu stăm și așteptăm să pice, că nu pică. Chiar nu pică. Și s-a mai întrebat unii că de ce am venit la emisiunea Mireasa. Am venit cu băiatul. Am și spus. Dacă băiatul a vrut să vin, eu am pierdut o muncă. Venind la emisiunea Mireasa, să știți, am pierdut o muncă. Pentru că am venit pentru băiat. Aici a câștigat mai mult decât am câștigat la Mireasa. Și plus că eram la mine acasă.
plus că era la mine acasă. După cum știți, am un cățeluș, l-am lăsat cu vecinul. Vecinul trebuia plătit. Am trimis bani în țară, am plătit tot chirie, pentru că stau cu chirie, bineînțeles. Și curent ce-am mai avut. O ducem mai bine noi care stăm prin alte țări, dar muncim mult mai mult, să știți. În România nu se prea muncește. Sunt și oameni muncitori, nu spun că nu, dar nu se prea muncește în România. Cel puțin nu prin orașele în care am locuit eu și am lucrat. No. Iar trec mașini. Cred că e oră de vârf. Uitați aici să vă arăt. Ce aproape sunt de drum. Vedeți? Vedeți? Sunt aproape de drum? Sunt aproape de drum. Aici e drumul. Asta e ușa închisă acum. Vino. Nu o deschid. Vedeți drumul? Am și o biserică. S-aude biserica. Vedeți mașinile? Astea trec în continuu, zi și noapte. Ca să lămurim o dată pentru totdeauna, nu am nimic cu nimeni. De ce aș avea? De ce sunt eu mai bună ca cineva? Nu am nimic cu nimeni. Dar doamna mea la început ne-a jignit, ne-a făcut în tot felul și în tot chipul. Acum noi am început să mai discutăm. Ne-am obișnuit, că dacă spune astăzi, da, mâine ne jignit, mi-am spus și nu vreau să spun și nu vreau să fac. Dar stați un pic, da, dacă nu era pe locul întâi la mama săptămânii, mai era problemă doamna mea? Asta am primit și pe Facebook, să știți. Păi să vă întreb și eu, uite, eu nu știu. Dar chiar nu mă interesează, doamna Simona, chiar nu mă interesează. Eu cred că merită oricare dintre mame de aici să fie alese ca mama săptămânii. Oricare mamă merită să fie. Dar de ce credeți că, apropo, că vă puneați acea întrebare acolo, de ce credeți că o preferă cei de acasă pe doamna mea? Pentru că e distractivă. Ea, da, e sinceră. E și foarte inteligentă. Spune, Ștefania, cu voce e tare. Sinceră și directă. E sinceră și directă. Ei, și noi nu suntem sinceri când vorbim? Am spus de ce credem că o apreciază pe doamna mea. N-am spus de altcineva. Ea face tot ce vrea. Ea nu are treabă. Are glume bune. Da. E și foarte inteligentă. Da. Are răspunsuri la orice. Da, de multe ori prea multe răspunsuri. Așa vine, nu plănuiesc nimic. Naturalețea. Nu nimic cu nimeni. Să nu mai văd comentarii răutăcioase pe Facebook. Sau dacă vreți să comentați răutăcios, n-am nimic împotrivă. Eu sunt aici foarte bine și nu mă deranjează orice. Am vrut doar să lămuresc. Nu am nimic cu nimeni. Că stă în țară, că stă în străinătate, că lucrează, că nu lucrează, că face ce vrea, fiecare face ce vrea. De asta ne-a dat Dumnezeu liber arbitru. Să facem ce vrem. La revedere și vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați like, să dați share.